COVID-19 nu se răspândește prin apă, fonduri de 1 miliard de euro pentru companiile românești, iar aeroportul Suceava se pregătește să reia cursele externe. Sunt Loredana Țifac, bun găsit la știrile Impact FM Regional. Centrul de control și prevenire a bolilor din Statele Unite ale Americii declară că noul coronavirus nu trăiește în apa din piscine. De asemenea, oamenii de știință spun că virusul este puțin probabil să se dezvolte în apa sărată a oceanelor și mărilor. Dacă scăldatul este sigur, statul la plajă nu e la fel, avertizează specialiștii. Virusul poate supraviețui pe suprafețele uscate. Din acest motiv este important ca persoanele care aleg să facă plajă în această perioadă să se asigure că au dezinfectat bine suprafața șezlongurilor, a balustradelor sau a altor zone cu care intră în contact. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri analizează posibilitatea de a acorda fonduri în valoare de 1 miliard de euro companiilor românești afectate de SARS-CoV-2. Astfel, aproximativ 350 de milioane de euro ar putea merge spre companiile din Horeca și transporturi, iar aproximativ 100 de milioane ar putea fi acordate ca vouchere firmelor care nu au avut angajați. Restul de 550 de milioane de euro ar urma să fie apoi direcționat către companiile care vor să înceapă producția. Reprezentanții Ministerului Economiei susțin că se va face o bază de selecție, iar după ce vor primi banii, firmele vor fi controlate. De asemenea, toată procedura se va desfășura online. Aeroportul Suceava va relua de vineri cursele externe. Potrivit reprezentanților aerogării, prima cursă după ridicarea restricțiilor este Suceava-Londra, cu plecare de la 13:25. Cursa spre capitala Marii Britanii va avea, pentru început, 6 zboruri săptămânale, luni, marți, joi, vineri și sâmbătă și duminică. Iar din 10 iunie și miercurea luni vor începe și zborurile Suceava-Memmingen, cu 2 frecvențe săptămânale, luni și vineri. Treptat se vor relua și celelalte curse. Acestea au fost știrile, sunt Loredana Țifac, rămâneți pe frecvențele Impact FM Regional. Impact FM. All the hits. Love the music.